Bună ziua și bine v-am regăsit! Eu sunt Raluca Daria Diaconiuc, gazda emisiunii Videoteca Excelenței aici la Polonia TV. În fiecare miercuri vorbim despre proiecte interesante, despre oameni frumoși cu performanțe în diverse domenii și, aș spune, din diverse locuri. Pentru că diversitatea este casa emisiunii noastre și a celor de la Apolonia TV prin toate emisiunile care există. Astăzi, la ediția de miercuri 11 ianuarie 2017, vom vorbi despre performanță într-un liceu tehnologic. Un liceu tehnologic special, este vorba de Vasile Pavelcu și alături de mine în platou se află doamna director Coca Vasiliu. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Să aveți un an bun și plin de realizări! Mulțumesc și dumneavoastră! Știu că aveți foarte multe proiecte interesante și de ce nu să vorbim în această emisiune despre tot ceea ce reușiți dumneavoastră practic să faceți pentru elevi și, aș spune, și pentru comunitate, pentru că elevii ajung în comunitate. Mulțumim pentru atenția acordată copiilor noștri, pentru că nu este puțin lucru. Noi suntem foarte mândri că suntem o familie la Pavelcu, o familie care începe să aibă tradiții, care anul acesta, 2017, va împlini 85 de ani de funcționare. Mulțumim! Și e adevărat, unele dintre proiectele noastre, datorită succesului pe care l-au avut și a echipelor care le-au susținut, continuă și încep să capete aspect de tradiții. Și unul dintre proiectele cu care noi ne mândrim foarte mult este proiectul Festivalului Național de Teatru de Păpuși și Pantomimă, Prichindeii Vese, pentru copiii cu deficiențe de auz din toată țara. Anul acesta, în 2017, vom realiza împreună cu partenerii noștri care sunt de acum tradiționali, Inspectoratul Școlar și Asociația Profesorilor pentru Elevi cu Deficiențe de Auz Virgil Florea, Iași, a noua ediție. Un festival care, începând din 2009 și până acum, a crescut de la două secțiuni, Teatru de Păpuși și Pantomimă, s-a dezvoltat și are și a treia secțiune, film. Film realizat de copii pentru copii. Încercăm să îl dezvoltăm și să-i creștem gradul de adresabilitate, pentru că este o oportunitate deosebită pe care toți copiii cu deficiențe de auz din toată țara, de la toate cele 14 școli cu deficiențe de auz din țară, abia le așteaptă, de a se întâlni, de a comunica și de a face schimb de experiență între ei. Dumneavoastră spuneați încă de la început de succes. Care a fost cel mai mare succes de până acum, iată, al acestui festival? Cum de vorbim de a noua ediție? Pentru că nu e chiar ușor în acest domeniu să puteți să faceți performanță. Noi considerăm că este un succes extraordinar, inclusiv faptul că reușim în fiecare an să organizăm și să desfășurăm acest festival, la care de la an la an numărul de participanți crește, numărul de școli implicate. Anul trecut deja ni s-a alăturat și Asociația Persoanelor cu Deficiențe de Auz Ascultă Viața. Extra concurs, dar ni s-a alăturat, ceea ce este un succes. Și nu am fi reușit să organizăm toate aceste ediții fără sprijinul și implicarea comunității, în primul rând comunității școlare din Iași. Pentru că este un proiect recunoscut și inclus în calendarul activităților educative naționale, dar fără finanțare. Motiv pentru care noi desfășurăm în fiecare an, cam cu o lună înainte, o campanie de strângere de fonduri, desfășurată în primul rând prin două spectacole caritabile, spectacole pe care le realizăm în primul rând cu sprijinul și parteneriatul colegilor din celelalte școli speciale,
și nu în ultimul rând cu implicarea și participarea copiilor din învățământul de masă, care ne sunt parteneri. O parte dintre ei au început să devină parteneri tradiționali. Avem și câteva fotografii realizate la evenimente. Să le spunem celor care ne privesc de unde sunt, la ce... Ceea ce dumneavoastră vedeți acum sunt imagini din alt proiect al nostru, care l-am început anul acesta și se cheamă Lumea Teatrului. Teatru experiențial aplicat copiilor, în terapia copiilor cu deficiențe senzoriale multiple. Chiar dacă e alt proiect, sunt alte performanțe, deci tot de performanță vorbim. Dar este unul din proiectele care are un succes deosebit atât la copii cât și la părinți. E început anul acesta și l-am dezvoltat ca urmare a experiențelor de formare pe care colegii noștri le-au avut cu sprijinul Fundației Sens Internațional România și care ne-au sprijinit în implementarea acestui și acestui proiect, alături de Fundația Asociația Persoanelor cu Deficiențe de Auz Ascultă Viața, care de-a lungul ultimilor 2 ani a început să devină un partener foarte activ al nostru. După cum v-am spus, a raliat și festivalului, a devenit principalul susținător al proiectului Sunetul Lutului, care este un alt proiect de succes al nostru, prin care am înființat un atelier de olărit. Chiar o să vreau să le... Ce vedeți, am adus câteva obiecte realizate de copiii noștri în cadrul atelierului de olărit. Anul trecut a fost primul an în care Liceul Tehnologic Special Vasile Pavel, cu împreună cu Asociația Ascultă Viața și susținut de Fundația pentru Comunitate România, a înființat acest atelier de olărit, prin care pe de o parte a oferit copiilor o alternativă de petrecere a timpului liber, dar pe de altă parte și o altă modalitate de desfășurare a unor activități de stimulare multisenzorială, mai ales pentru copii de vârstă preșcolară și din ciclu primar. Pentru că pentru că e vorba de persoane speciale, aveți nevoie și de cadre didactice care să fie, da, puse la punct cu tot ceea ce înseamnă această problematică. Cum vă descurcați pe acest aspect? Nu vreau să nu spunem. Cred că noi suntem fericiți pentru că avem colegi care au experiența câtorva ani buni de lucru în învățământul special. Nu putem să ne plângem, mulțumim, avem cadre didactice calificate, colegi care, pe lângă specializările în diferite domenii de calificare sau pe discipline, au o pregătire specială în domeniul educației speciale, dar în afară de aceste calificări sunt beneficiarea unor multiple cursuri pe diferite domenii, cum ar fi și acesta de olărit sau pentru teatru experiențial sau pentru dezvoltarea tehnicilor și utilizarea tehnicilor smart în predarea copiilor cu nevoi speciale. Câți copii aveți acum la școală și câți profesori, câte cadre didactice și câți specialiști? În acest moment, Liceul Tehnologic Special Vasile Pavel oferă servicii educaționale, terapeutice, recuperatorii și de profesionalizare pentru un număr de 301 preșcolari și elevi, 19 bebeluși cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani, beneficiarii serviciilor de sprijin multisenzorial în cadrul Centrului de Intervenție Timpurie și de asemenea unui număr de 43 de copii cu deficiențe incluși în învățământul de masă cu sprijinul colegilor noștri profesori de sprijin.
Ați amintit puțin mai devreme despre teatru, da? Un aspect cât se poate de frumos și o să le arătăm imediat celor care ne urmăresc acum. Cum ați reușit dumneavoastră pe partea aceasta să vă dezvoltați, aș spune? Până o să avem imaginile, aș vrea să-mi spuneți un lucru. Cum de în învățământul special există o breaslă unită? Pentru că în rest nu prea am observat așa. Cum reușiți să țineți legătura și să vă completați cu celelalte școli? Toți copiii noștri sunt speciali și au nevoi speciale. Ca urmare, ca să le poți răspunde nevoilor lor speciale, trebuie să ai anumite calități și anumite aptitudini. Dacă nu ești făcut pentru a lucra în acest domeniu, nu reziști. Dar și cum reușiți să țineți legătura cu ceilalți? Colegi speciali. Fiind colegi speciali, ținem și o relație specială, pentru că mai ales școala noastră mai are un alt atu. Noi asigurăm și profesionalizarea copiilor care absolvă învățământul gimnazial la școlile speciale din Pașcani și Școala Specială Constantin Păunescu din Iași. O să vorbim despre acest aspect, dar acum avem imaginile cu teatru, dacă tot aminteam de teatru, să ne prezentați puțin, să le spuneți celor care se uită acum la noi din ce spectacol sau când a fost. Imagini din activitățile desfășurate în cadrul proiectului pe care vi l-am menționat, proiectul nou Lumea Teatrului, în care promovăm teatru experiențial. Este o altă modalitate prin care oferim copiilor experiențe unice și inedite, prin care copiii sunt însoțiți și ghidați cu atenție și în deplină siguranță ca să exploreze și să integreze senzorial stimulii oferiți de mediul înconjurător. Ceea ce vedeți dumneavoastră sunt secvențe din activitățile desfășurate pe tema iarna, în care copiii sunt familiarizați, vorbim de grupe de copii cu deficiențe de auz, dar și cu deficiențe senzoriale multiple, sunt activități de parteneriat educațional, deci că sunt echipe de cadre didactice care desfășoară aceste activități. Avem și o activitate desfășurată în parteneriat cu părinții cu ocazia zilelor porților deschise. De altfel, la noi, parteneriatul cu părinții este o activitate cotidiană și curentă, mai ales la clasele mici. Sunt copilași și din cei mai mici pe care îi aveți. Da, aici sunt activități de la nivelul preșcolar, de la grupele de grădiniță. Cât de des faceți astfel de activități și cât de important este să reușiți să țineți legătura cu părinții, să vină un feedback din partea lor? Astfel de activități, mi-am spus, este vorba de un proiect. Noi l-am gândit cu activități lunare. Proiectul are ca beneficiar un număr mai mare de copii, nu numai copiii din grădiniță, dar și copiii din nivelul primar. La nivelul fiecărei clase vor fi desfășurate activități o dată pe lună. Ele vor avea, o parte dintre ele vor avea un caracter repetitiv și vor fi tematice, în primul rând pe fiecare anotimp și ținând cont și de evenimentele cum sunt sărbătorile pascale, sărbătoarea mărțișorului, cum au fost acum sărbătorile de iarnă. Toate au ca scop să ajutăm copiii să se integreze mai bine și mai optim în mediu și să-și dezvolte abilitățile de integrare socială, până la urmă, că asta ne dorim, și să le creștem gradul de autonomie socială. Ați atins o problemă delicată. Parteneriatul cu părinții și feedback-ul pe care încercăm să-l obținem de la părinți
E o problemă asupra căreia noi ne-am concentrat atenția foarte mult în ultimii ani. E adevărat, am cunoscut progrese semnificative, numărul de părinți implicați în viața școlii și în viața copiilor, în programul terapeutic recuperator pe care noi îl asigurăm copiilor. În ultimii ani a devenit sensibil, a crescut semnificativ, pentru că avem și cazuistica. Copiii cu deficiențe senzoriale multiple care necesită prezența părinților alături de ei și sunt situații în care părinții ne devin reali parteneri în ceea ce facem, de altfel multe din progresele noastre și realizările noastre nu s-ar putea realiza fără implicarea părinților, mai ales când vorbim de această categorie de copii cu deficiențe senzoriale multiple. Asta e foarte bine. Activitățile pe care dumneavoastră le faceți și deschiderea, aș spune, a elevilor către comunitate e la un pas de ocuparea unui loc de muncă până la urmă și pentru astfel de persoane. Cum ne descurcăm la capitolul inserția muncii și ce posibilități vedeți pentru astfel de persoane în perioada imediat următoare? Prin întrebarea dumneavoastră, de fapt, ați atins mai multe puncte și aș vrea să le iau un pic pe rând. Promovarea noastră în comunitate și relația cu comunitatea este un aspect pe care noi l-am dezvoltat foarte mult. Un alt exemplu pentru a susține acest lucru sunt parteneriatele educaționale pe care noi le avem cu foarte multe școli de masă. Deci anul trecut cred că am avut în jur de 25-30 de școli partenere care ne-au vizitat și au desfășurat împreună cu noi activități în școală sau ne-am dus noi în școlile lor, ceea ce este un pas înainte. De asemenea, sunt proiectele din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară care se dezvoltă și se desfășoară în fiecare an. În perioada 14-18 noiembrie a fost săptămâna legumelor și fructelor donate. Noi am avut un amplu proiect Fii Voluntar, în care am avut parteneri, un număr semnificativ de școli, aproape 16-17 școli, unități școlare, începând de la grădinițe până la licee, deci elevi de liceu, care au devenit parteneri constanți ai noștri de-a lungul anilor. De asemenea, campania de strângere de fonduri pe care noi am făcut-o în fiecare an pentru festival a fost o altă modalitate prin care am deschis ușile noastre către comunitate și s-a văzut și implicarea și sprijinul comunității către noi. Un alt pas înainte a fost parteneriatul pe care noi îl avem cu asociațiile surzilor și proiectele pe care noi le avem în parteneriat cu acestea și nu în ultimul rând parteneriatele pe care le avem cu diverse firme și potențiale angajatori și pe care le dezvoltăm an de an. Angajatorii fac parte în special din cele 5 domenii de calificare pe care noi le asigurăm: în domeniul mecanică, în domeniul tâmplăriei, în domeniul turismului și alimentației pregătim cofetari, patiseri și bucătari, în domeniul confecțiilor și nu în ultimul rând în domeniul construcțiilor și lucrărilor publice. Cu acești parteneri angajatori avem activități încă din primul an de profesionalizare a elevilor, pentru că încercăm copiii și tinerii să-i familiarizăm cu ce înseamnă specificul unui loc de muncă, urmând ca la absolvire, odată cu examenul de absolvire, să avem angajatori care vin și fac propuneri de angajare pentru absolvenții noștri. După statisticile pe care noi le realizăm, ne bucurăm să avem un număr cam de 70-80% dintre absolvenții fiecărui an care reușesc să se angajeze sau pe care reușim să-i sprijinim să se angajeze în domeniile în care au fost pregătiți. Țineți legătura cu cei care, de exemplu, au reușit să se angajeze? Aflați ceea ce se întâmplă cu ei după aceea? Vă contactează ei? Contactați dumneavoastră? E interesant de aflat aspectul acesta.
Școala a devenit o familie pentru foarte mulți dintre copii, mai ales că mulți dintre ei provin din zone îndepărtate. Noi școlarizăm, după cum bine știți, elevi cu deficiențe de auz nu numai din municipiu sau județul Iași, ci și din județele limitrofe. Ca urmare, școala a devenit pentru mulți dintre ei a doua familie și sunt dese situațiile și cazurile în care copiii se reîntorc la școală, măcar să ne vadă și să ne spună sau să ne împărtășească din experiențele lor. Dar există vreun caz, de exemplu, de persoană care s-a reîntors să lucreze la școală? Nu. Nu. Nu pentru că noi nu am avut posturi în domeniul de calificare a lor, dar luăm în calcul și o astfel de alternativă. Aveți foarte multe proiecte cu rezultate interesante. E de succes și parteneriatul cu celelalte unități de învățământ, tot tehnologic, special, dar și alte unități, așa cum spuneați și dumneavoastră. E bine că și părinții, marea lor parte, reușesc să înțeleagă nevoile atât ale dumneavoastră cât și ale elevilor. Unde ați simțit că se mai poate face ceva sau unde ar fi nevoie să se intervină mai mult? Există multe zone în care încă avem nevoie de sprijin și suport și îmbunătățire, în primul rând în ceea ce înseamnă domeniul legislativ. O pârghie și un domeniu ar fi, de exemplu, un domeniu ar fi acesta al intervenției timpurii. Noi în ultimii 3 ani am fost și încă suntem singurul centru de intervenție timpurie pe zona Moldova. Oferim servicii pentru copii cu deficiențe senzoriale sau deficiențe senzoriale multiple de la 0 luni până la 3 ani. Desfășurarea proiectului a demonstrat că e o nevoie reală de existența unui astfel de centru, nu numai regional, pentru că deservim părinți și copii și din zonele limitrofe, deci și din județele limitrofe, Bacău, Botoșani, Suceava, Vaslui, Neamț. Și vă dați seama, sunt părinți cu bebeluși care fac naveta, cum s-ar spune, pentru a beneficia de serviciile noastre. Și la nivelul țării există 4 astfel de centre de intervenție timpurie. Noi așteptăm să apară metodologia de organizare și funcționare a acestor centre de intervenție timpurie ca nivel antepreșcolar în învățământul special. Deci, iată, un domeniu în care am avea nevoie de completări și de sprijin. O altă zonă în care există lipsuri este zona copiilor cu deficiențe senzoriale, cu deficiențe severe, absolvenții învățământului gimnazial și care nu pot fi profesionalizați, nu pot continua cursurile într-o formă de învățământ profesional și pentru care nu avem la ora actuală alternativă. Există modelele din străinătate cu centrele de atelierele protejate în care tinerii cu dizabilități sunt învățați să facă activități productive foarte simple cu un caracter repetitiv sub supraveghere, dar la noi încă nu există legislația foarte clară care să ne permită instituțional să facem un parteneriat școală-angajator și să funcționeze acest lucru. Pentru că acești tineri nu au nevoie doar de angajator și de personalul calificat în domeniul respectiv, ci au nevoie și de o perioadă de tranziție în care să beneficieze de sprijinul și suportul unor persoane cu pregătire pedagogică, ca ei să poată să se integreze în locul respectiv. De asemenea, încă este loc de completat cadrul legislativ cu măsuri de sprijin pentru angajatori și a susține inserția profesională a tinerilor cu deficiență, ținând cont de faptul
că mulți dintre acești tineri provin din mediul rural, în mediul, în localitățile domiciliului de multe ori nu își pot găsi de lucru și ca urmare trebuie să o facă în localitățile mai mari și atunci poate o completare a cadrului legislativ cu măsuri de sprijin pe această linie ar fi o facilitate în plus pentru copii și îi ajuta să se integreze mai bine. Vă mulțumim foarte mult. Din nefericire am ajuns la final. Ar fi multe încă de povestit pentru că dumneavoastră aveți rezultate deosebite. Vă promitem că o să revenim asupra subiectului și asupra activităților dumneavoastră. Îi mulțumim foarte mult invitatei de astăzi, doamna director Coca Vasiliu de la Liceul Tehnologic Special Vasile Pavelcu din Iași. Eu sunt Raluca Daria Diaconiuc. Ne revedem miercuri viitoare, dar să nu uitați, rămâneți pe Apolonia TV.